există și o anumită teamă, frică, dar... Teamă de soțul dumneavoastră? De cine altcineva? Dar spuneți-mi, vă rog frumos, ce s-a întâmplat cu sacul acela pe care l-ați luat din Râșnov și l-ați însoțit pe soțul dumneavoastră? Asta este, mă rog, principala afirmație care l-ar incrimina pe soțul dumneavoastră. Că a plecat cu dumneavoastră în noiembrie anul trecut și a recuperat un sac din cimitirul de la Râșnov. Repet că eu nu am văzut niciun sac. Nu am văzut ce a luat olea de acolo, ceva a luat sigur. Ceva greu a pus în mașină, asta am simțit-o eu. Și asta vă poate spune tolea ce a luat de acolo. Și unde a dus respectiv? Că doar erați în mașină și l-ați însoțit. Dar unde v-ați dus și el unde s-a dus? Deci nu mai știți ce s-a întâmplat. Am fost împreună, asta este ideea, că nu știu unde a dus. Poate a dus chiar a doua zi, când m-a lăsat pe mine de la 7 dimineața la 11 singură. Soțul dumneavoastră susține în continuare că nu are nicio legătură cu această poveste și că, mai mult decât atât, că el nu îl cunoaște pe polițistul Cristian Cioacă. Ba, îl cunoaște pe polițistul Cristian Cioacă și el asta o știe foarte bine. Sper să se poată și dovedi asta chiar în următoarele zile sau cât de curând. Și ce spune el este una, ce spune eu este alta. Acum vom vedea care spune adevărul. Cel că se bazează doar pe afirmațiile dumneavoastră. Dacă ați fi avut și vreo probă pentru afirmațiile astea, oricine ar putea să vă suspecteze că vă folosiți de cazul Elodiei Ghinescu să aveți publicitate sau... Eu vă pun o întrebare dumneavoastră acum. Cu ce m-aș putea folosi eu de acest caz? Din moment ce eu am casă, am copil, am ce-mi trebuie, vi se pare normal sau sincer să mă car cu copilul după mine peste tot, să-l țin ore în șir nedormit și să-mi plângă. De exemplu, acum la domnul procuror Marius Iacov, vă poate confirma și el, am stat cam... 5 ore, am numărat și mai, am stat în fața destul de mult. În tot acest timp copilul a stat la mine în brațe și a plâns, a urlat într-una. Deci spunea unul cuvânt, celălalt mai repeta alt cuvânt. Deci vă dați seama câtă plăcere ar fi pe capul meu și pe căldura aceasta. Ați dat o declarație consistentă procurorilor, ceva ce credeți că ar putea să conducă la un rezultat în cazul Elodiei? Am spus și vă mai repet, am spus tot ceea ce am știut. Am spus tot ceea ce am spus și până acum și îmi susțin în continuare ce domnule am spus. Domnule avocat, stați puțin, domnul Sorescu. Domnul avocat totul? Sorescu. Nu. Spuneți-ne și nouă ce s-a întâmplat, vă rog, sus cu doamna. Domnul Sorescu, puteți să veniți o secundă să ne pândrie. Domnul avocat Sorescu, dumneavoastră reprezentați pe domnul Ceacă. Spuneți-ne ce s-a întâmplat cu această doamnă acum cât a fost audiată la domnul Iacob. Deocamdată nu cred că poate fi privită toată această chestiune cu adevărat, cu seriozitate. Urmează să se efectueze probe suplimentare, să vedem dacă într-adevăr cele afirmate sunt corecte sau nu. Dar ce afirmă dumneavoastră practic? Înțeleg că este soțul... Dumneavoastră afirmă că soțul dumneavoastră ar fi ucis-o pe Elodia. El ar fi ucis-o, nu doar i-ar fi fost complice nu, lui Cristian Cioacă. Nu, că ar fi ucis-o și că domnul Cristian Cioacă ar ști ceva, însă este teamă de reacția acestui domn Tolea. Și în ce context s-a consumat crima aceasta? În ziua în care urma ca Elodia Ghinescu să se deplaseze la penitenciarul Codlea, pe motiv că ar fi existat o datorie mai veche a doamnei avocat către acest domn Tolea. Am înțeles. Practic niște bani pe care i-ar fi trimis din Spania pentru a-l ajuta într-un proces și pe care doamna Elodia Ghinescu nu i-a mai returnat. Fără nicio legătură cu Cristian Cioacă. Fără nicio legătură cu Cristian Cioacă sau o legătură, singura chestiune pe care a spus-o legată de Cristian Cioacă este că ar fi văzut numărul de telefon al acestuia pe telefonul lui Tolea. A spus că a adus și niște probe. Ce anume l-ar incrimina pe soțul? Nu s-a adus nicio probă. Doar afirmații. Din acest motiv vă spun că fără o verificare pe baza altor probe nu se poate discuta. Domnul Cristian Cioacă despre toate aceste lucruri? Îl cunoaște sau nu? Domnul Cristian Cioacă, cum să vă spun eu, este absolut supărat de ceea ce se întâmplă supărat pe doamna televizor. Magda sau? Supărat pe faptul că s-a transformat totul într-un circ de mă rog, îl cunoaște prefer sau să nu folosesc expresia. Îl cunoaște sau nu, domnul Sorescu? Nu-l cunoaște din cât știu eu, însă nu am, cum să vă spun eu, nu am luat în serios aceste lucruri, nu am făcut cu alte cuvinte o discuție serioasă cu clientul meu pe această problemă, urmează să discut. Îl spune,
Nu de la această premiză pornesc. Pentru mine problema este simplă. Fie are tendința să amplifice niște chestiuni din familie și să considere și să ia serios niște afirmații spuse în glumă de către soțul acesteia, fie într-adevăr știe ceva, dar nu putem afla decât dacă se efectuează probe suplimentare. Se spune că s-ar fi cunoscut în perioada în care domnul Tolea ar fi avut probleme cu legea, mai exact o tentativă de omor și... Păi, iar domnul Cioacă, în calitate de polițist, l-a cunoscut pe domnul Tolea. Nu cunosc aceste sau astfel de aspecte, însă afirmația soției domnului Tolea este că banii pe care i-ar fi trimis din Spania domnul Tolea era tocmai pentru a fi ajutat în problema acelei tentative de omor de către Elodia Ghinescu. Chiar se insinuează un ajutor nu la modul ortodox. Nu, adică ar fi plătit cineva, cine anume ar fi plătit pentru omorârea Elodiei Ghinescu? Ei, nu. Este vorba de un eveniment petrecut cu ceva vreme în urmă. Și anume, în momentul în care Tolea era în Spania, i-ar fi trimis niște bani doamnei avocat Elodia Ghinescu pentru a-l face scăpat. Iar doamna Elodia Ghinescu nici nu l-a scăpat, nici banii nu i-a mai înapoiat. Și pe acest considerent, consideră soția acestuia că... Ați auzit-o... Apărătorul lui Cristian Cioacă, vizibil deranjat...